Prieteni, ne bucurăm de lucruri interesante în dimineața asta, din nou, așa cum vă obișnim. Dar, sigur, e o veste bună, sunt lucruri de povestit împreună și abia aștept să vă prezint cu cine povestim astăzi. Și este vorba despre, atenție, începem cu doamnele Speranța Milankovici, conferențiar universitar, doctor, decan al Facultății de Științe Socio-Umane, Educație Fizică și Sport din cadrul Universității de Vest Vasile Goldiș Arad. Bine ați venit! Bine v-am găsit, mulțumesc pentru invitația! Mulțumim pentru că ne și ajutați în dimineața asta cu traducerea, pentru că eu cu franceza mai puțin, dar promit. Întotdeauna o plăcere! Promit că mă voi pune pe treabă și domnul Consul General al României în Haiti, domnul Husval Timotei. E bine, da? Bine ați venit! Bonjour, bonjour à tous les auditeurs et les téléspectateurs de Radio Arad et sur la bande sonore de 99.1 FM. Bună ziua tuturor telespectatorilor și ascultătorilor Radio Arad. Este bucuria noastră să vă avem alături de noi și povestim în acest context în cazul unei vizite de lucru în România și în colaborare cu Universitatea de Vest Vasile Goldiș. Câteva lucruri, dacă ne puteți spune, despre această colaborare care a început încă din 2016. 16, așa da. Este. C'est tout à fait. Comme vous savez déjà, mon nom est Husval Timotei, je suis le consul général honorer de Roumanie en Haïti. Așa cum știți deja, mă numesc Husval Timotei, sunt consulul general onorific al României în Haiti. Certainement, je porte d'autres chapeaux, comme le membre directeur du Fonds caribéen pour la biodiversité. Însă, alături de această demnitate, port și alte pălării, cu alte cuvinte, am și alte funcții, printre care și aceea pe care o girez în cadrul Fondului Haitian pentru Biodiversitate. În addition, je suis aussi le président du conseil de direction du Fonds haïtien pour la biodiversité. Sunt președintele Consiliului Director al Fondului Haitian pentru Biodiversitate. Mai exact? Et certainement, je suis aussi le président du Collège Universitaire de Roumanie en Haïti. Și totodată președinte al Collège Universitaire de Roumanie en Haïti, Colegiul Universitar al României în Haïti. Cette université, c'est la seule université à travers le monde qui représente la Roumanie, qui porte le nom de la Roumanie au sein du consulat, là où est logée l'université. Iată, aceasta este singura instituție de acest fel, singurul colegiu universitar care poartă numele României și funcționează în cadrul unui consulat. Et certainement, vu le contexte de l'université, et à travers des liens que j'ai développés avec docteur Milankovici et le professeur Yaroslav en 2016. În urma relațiilor pe care le-am dezvoltat începând din anul 2016 prin intermediul meu și al colegului nostru Yaroslav Daniel. Ce qui m'a poussé à lancer le collège universitaire de Roumanie en Haïti vu cette nouvelle relation que j'avais développée avec l'université Vasile Goldiș de l'ouest de Arad. Iată, deci în urma acestor discuții inițiate în 2016, a fost motivat să gândească și să înființeze acest Colegiu Universitar de Roumanie în IT și să dezvolte parteneriatul cu Universitatea de Vest Vasile Goldiș din Arad. Mai vorbim despre acest parteneriat și despre proiectele în desfășurare care în mod special vizează Aradul, însă din 2016 până acum sunt niște ani și aș vrea să vă întreb cum vi se pare România și cum vi se par românii. Bon, tout d'abord, je tiens à remercier le docteur Kotovici, le recteur de l'Université de l'Ouest Vasile Goldiș, qui m'a permis à découvrir certainement non seulement l'université, mais aussi la ville d'Arad. În primul rând, doresc să îi mulțumesc doamnei rector al Universității de Vest Vasile Goldiș din Arad, doamna profesor dr. Coralia Dina Cotoraci, nu doar pentru că mi-a permis să cunosc universitatea, ci și orașul și împrejurimile Aradului. Et dans le cadre de mes visites,
J'ai dû certainement rencontrer le maire de Arad, Monsieur Kalin Bibart. În cursul vizitelor mele l-am întâlnit pe domnul primar al municipiului Arad, pe domnul Călim Bibarț. Y compris d'autres maires de la région, comme le maire Valentin Bott de Dar și Syria. Alți primari din regiunea noastră, precum domnul primar Valentin Bott de la Syria. Le maire de Gyorok aussi. Primarul din Gyorok. Et tout récemment, le maire de Cherbachen. Dar și primarul din Săvârșin zilele trecute. Exactement. Donc, domnul Vodician. Ce qui m'a facilité à découvrir et développer des liens avec beaucoup de Roumains de la région. Ceea ce i-a permis să dezvolte relații cu mulți români din regiune. Da, sunt relații destul de multe deja și ne bucurăm de lucrul acesta. Câteva cuvinte despre anumite proiecte care poate sunt în desfășurare și în mod special vizează Aradul. Ne-ar interesa foarte tare, cred că asta și pe toți cei care ne urmăresc. Oui, oui, tout à fait. Certainement, dans le cadre de cette coopération que nous avons établie avec l'UVVJ. În cadrul colaborării pe care am inițiat-o cu Universitatea de Vest Vasile Goldiș. Donc, nous envisageons à développer des liens d'échange au niveau des professeurs et des étudiants. Avem în vedere schimburi de profesori, dar și de studenți. Y compris des relations que j'essaie de développer entre la ville d'Arad et la ville de Port-au-Prince. Dar în egală măsură încerc să dezvolt și relații între orașul Arad și orașul Port-au-Prince, care este capitala Haiti. Et certainement dans le cadre de mes travaux comme diplomate représentant la Roumanie en Haïti. În cadrul activității mele ca diplomat care reprezintă România în Haiti. En travaillant de concert avec notre ambassade à Cuba, avec notre ambassadeur Madame Genciana Sherbu. Lucrez conjugat cu ambasada României în Cuba și cu doamna ambasador Genciana Sherbu. Nous avons certainement des boursiers haïtiens qui ont été qui sont venus en Roumanie par l'entremise du gouvernement roumain. Avem deja bursieri haitieni care sunt în România prin mijlocirea guvernului român. Jusqu'à date, nous avons 9 boursiers à travers la Roumanie. Până la acest moment avem 9 bursieri în România. Et le gouvernement roumain pour cette année académique a décidé d'octroyer en addition 25 bourses aux étudiants haïtiens. Iar guvernul român a decis pentru acest an să atribuie alte 25 de burse pentru studenți haitieni. Da, ați pomenit mai devreme despre Colegiul Universitar de Roumanie, Colegiul Universitar al României în Haiti, da? Ne puteți spune câteva lucruri despre acest colegiu? Pare foarte interesant și cum a început acest proiect? Tout à fait. Et bon, comme vous savez, vu que je représente la Roumanie, et en tant qu'académicien de mon métier, et de et aussi de financier ayant travaillé dans les grandes entreprises, j'ai cru important de lancer ce projet universitaire pour rehausser l'image de la Roumanie dans les Caraïbes. Atât în calitatea mea de membru al comunității academice, cât și de economist, antreprenor, am considerat oportun să lansez acest proiect pentru a promova imaginea României în zona Caraibelor. E foarte bine lucrul acesta și ne bucurăm pentru astfel de oportunitate. Cum vedeți însă oportunitățile de dezvoltare a relațiilor între România și Haiti, având în vedere potențialul ambelor țări? Et bon, le développement, je pense, s'avère le développement des liens s'avère très important. În primul rând, este foarte importantă crearea legăturilor, dezvoltarea legăturilor. Surtout que la Roumanie et Haïti ont des liens culturels à travers la francophonie. Mai ales pentru că România și Haiti au legături culturale solide, aș spune eu, prin intermediul francofoniei.
Et Haïti représentant un pays assez important dans la région de la CARICOM. Iar Haiti reprezintă un element esențial în zona CARICOM. Et certainement en matière régionale, la Roumanie, désirant de développer des liens avec les pays de la Caraïbe, de la CARICOM, qui sont au nombre de 17. Iar România dorește să dezvolte relații cu cele 17 țări membre ale CARICOM. Donc là, en Haïti, en tant que consul général de Roumanie, j'essaie de faciliter les liens, le développement des liens entre non seulement la Roumanie et Haïti, mais aussi la Roumanie et la Caraïbe. În calitatea mea de consul general în Haiti, încerc să facilitez nu doar legăturile dintre România și Haiti, ci dintre România și toate celelalte țări din arealul CARICOM. Dar care sunt, poate, nu știu, câteva valori care, din punctul dumneavoastră de vedere, leagă așa România de Haiti? Oui, en matière de valeurs culturelles, il y a beaucoup de similitudes entre les deux pays. În ceea ce privește valorile culturale, sunt multe similitudini între cele două țări. Notamment dans le secteur de l'artisanat. În sectorul artizanatului, de exemplu. Vous savez, les Roumains sont très calés dans le monde de l'artisanat, y compris les Haïtiens, en matière de l'art et tout ça. Românii sunt, în general, foarte, au o plecare deosebită înspre spațiul acesta al artizanatului și înțeleg poporul haitian, care e la fel din acest punct de vedere. Et certainement, j'ai eu des entretiens avec la Chambre de commerce et de l'industrie de la Roumanie dans le passé. Am avut discuții cu Camera de Comerț și Industria României. Et il y a eu beaucoup d'intérêt de la Chambre de commerce de s'impliquer avec les potentiels investisseurs locaux en Haïti. Și există deschidere din partea Camerei de Comerț pentru a se implica în viitor cu potențiali investitori locali în IT. Et certainement dans le cadre du monde universitaire, d'où j'ai développé des partenariats entre le Collège universitaire de Roumanie et une dizaine d'universités en Roumanie. Iar interesul este mai ales dezvoltat în sfera academică, acolo unde deja am dezvoltat colaborări cu peste 10 universități din România. Rămânem tot la Haiti și vreau de data aceasta să-mi spuneți câteva lucruri așa de suflet, câteva lucruri care efectiv vă plac sau adorați la Haiti. Et bon, Haïti est un pays qui a fait beaucoup de l'histoire à travers le monde. Haiti este o țară care a marcat istoria lumii. Notamment à travers la révolution haïtienne de 1803. Mai ales prin Revoluția haitiană din 1803. Donc, nous avons beaucoup de sites historiques comme la forteresse en Haïti, qui est la citadelle. Avem foarte multe situri arheologice și elemente vechi de arhitectură, precum Citadela, care este patrimoniu UNESCO. Exactement, c'était considéré comme peut-être la huitième merveille du monde à une époque. Această citadelă este de către unii considerată drept a opta minune a lumii. Donc, mis à part de ça, il y a d'autres activités, d'autres attractions touristiques qui pourraient intéresser beaucoup de Roumains à visiter Haïti. Sunt în număr mare elemente care ar putea atrage românii din punct de vedere turistic în Haiti. Surtout que quand Christophe Colomb a
avea descoperit l'île d'Haïti în 1492. Atunci când Christopher Columb a descoperit Haiti în 1492, n-est pas, 92. Des navires de Christophe s'était effondré dans la mer, dans la côte d'Haïti. Embarcațiunea s-a scufundat pe coastele insulei Haiti. Donc, mis à part de ça, y a encore toutes ces attractions sont des attractions assez intéressantes pour ceux qui désirent découvrir l'histoire et la culture haïtienne. Deci există o serie întreagă de chestiuni interesante pentru cei care doresc să descopere istoria și cultura haitiană. Da, sunt multe lucruri. Deja mă și gândesc la o posibilă cândva vizită în Haiti, sincer. Dar în acest context și e ultima întrebare pe care vă adresez, dar e valabilă pentru ambii, așa că vă rog să răspundeți ambii. Une dernière question qui est valable pour nous deux. În chiar recent am celebrat această ziua francofoniei și ziua Europei, două zile importante din punctul meu de vedere și nu numai. Cum credeți că în tot contextul acesta pandemiei oamenii se mai gândesc la niște valori comune, atât țările europene cât și nu numai? Pentru că de multe ori am impresia că tot ceea ce s-a întâmplat, în loc să unească sau să ne țină de niște valori, practic în multe cazuri a fost vorba de o, nu știu, divizare poate chiar și a valorilor. Cât de importantă credeți că este această ziua francofoniei? Cât de importante sunt valorile în general unei țări pentru o colaborare bună? Oui, oui, tout à fait. Vous savez, c'est vraiment la pandémie nous a permis à découvrir d'autres aspects, de développer, de renforcer des liens vu le contexte difficile de s'interagir. Pandemia ne-a permis totuși să interacționăm în acest context dificil și să creăm legături. Et je prends mon cas par exemple où j'ai eu des difficultés à rentrer en Roumanie. Dau propriul meu exemplu și al dificultăților pe care le-am avut de a mă întoarce în România. Donc je présume que ce serait plus difficile pour d'autres de rentrer malheureusement vu la situation le contexte de la COVID-19 qui frappe l'Europe le monde et notamment l'Europe et la Roumanie. Este cu atât mai greu și pentru alții să se întoarcă în contextul COVID-ului care a lovit Europa și România implicit și întreaga lume. Mais certainement ça, dans le monde académique ça, ça, ça vu que c'est ce secteur donne le ton au monde en matière d'innovation et d'initiative. Sectorul academic însă dă tonul în lume în domeniul inovației și inițiativei. Donc ça revient à nous comme académiciens de faire tout le nécessaire pour continuer et renforcer les liens culturels, les liens scientifiques pour avancer. Și ne revine nouă celor din spațiul academic să depunem toate eforturile pentru a păstra legăturile și a le întări. Donc les plateformes comme la journée le jour de l'Europe par exemple ou la célébration de la francophonie sont des initiatives assez louables, assez importantes pour faciliter le renforcement de ces liens malgré le contexte que nous confrontons aujourd'hui. Iar ocazii precum Ziua Europei, Ziua Francofoniei, Luna Franco, pe care am dedicat-o Francofoniei, nu? Sunt platforme necesare și utile pentru a permite întărirea acestei colaborări. Din punctul meu de vedere, pentru că întrebarea mi era în egală măsură Sigur. Adresată, consider că, în ciuda dificultăților cu care ne-am confruntat fiecare dintre noi de a ne sincroniza cu această nouă paradigmă existențială care se derulează preponderent online,
Spațiul academic și Universitatea de Vest Vasile Goldiș din Arad a reușit o sincronizare performantă cu partenerii străini și iată prezența domnului consul la noi din nou. Este o altă confirmare în acest sens. Am organizat și vom organiza în continuare și cu domnia sa videoconferințe transmise pentru toți studenții noștri prin intermediul platformei de care dispunem. Și în acest fel, iată, granițele geografice se diluează și ceea ce este important este să ne focalizăm pe transgresarea granițelor spirituale și intelectuale, ceea ce cred că reușim cu brio, chiar la distanțe mari geografice, dar nu de mentalitate, așa cum e România și Haiti în cazul de față. Desigur, mulțumesc tare mult pentru prezență, domnule Timothy, mult succes în viitor. Mulțumesc tare mult, doamna Milankovic, întotdeauna o plăcere să discutăm împreună. Mulțumesc pentru că ați venit. Mulțumesc.